ședința regăsirii. Pentru început, să supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? În conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 255 din 22-10-2021, am fost invitat să participăm la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce are loc astăzi, 29-10-2021, orele 12, în sala de ședințe. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022. Inițiator, primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri, inițiator primarul comunii. 3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău, unitatea administrativ-teritorială, comuna Sânduleni, județul Bacău, în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale, inițiator primarul comunii. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556/2006 din 29-11-2010, inițiator primarul comunii. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, inițiator primarul comunii. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentatului legal al unității administrativ-teritoriale, Comuna Sânduleni, pentru ședința adunării generale acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 3-11-2021, inițiator primarul comun, și 7 diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Deci, punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022. Inițiator primarul comun. Doamna Ola, bine aici. Cine este pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri, inițiator primarul comunei. Da, este vorba de terenul pe care l-are concesionarul domnul Horvat, iar s-a făcut evaluarea a terenului pe care îl preluăm noi în schimb și a terenului pe care îl dăm de către dânsul. Terenul care este în concesionare este construit deja o casă din anul 2000 de către dânsul. Contractul de concesionare are o perioadă de 25 de ani, deja sunt 21 de ani, mai rămâneau 4 ani de plătit, dar ca și preț este, deci se ajunge tot acolo. În urma evaluării, deci terenul pe care îl dăm noi este de 8.124 de lei, iar terenul pe care îl vom prelua este de 8.510 lei. Deci omul e cu datorie de cu absolut tot la zi, pentru concesiune. Știți că au rămas din cei 72 de persoane, au rămas Orba, prima, Orba, prima dată, a fost 4 persoane. Adică este, după Orba, este dumneavoastră și vine Dima. O să vină Dima și cum și ăsta, Vânceană Cristine. La cei care pot să efectueze acest schimb de teren, doar în situația când înceapă de concesionare. Dima este la zi, problema este la Cristi Vânceanu, unde are o datorie foarte mare, 250 de lei, el nu și-a plătit nimic. În o situație foarte grea cu Vânceanu. Până la vot, pentru voi, cine este pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău, unitatea administrativ-teritorială, Comuna Sânduleni, județul Bacău, în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale. Inițiator, primarul comunei.
Aici este vorba de hotărâri de Consiliul Județean, unde sunt mai multe unități administrative teritoriale, iar către Sândune se va aloca 75 de pupere. Deci vom primi, nu dăm absolut nimic. Supun la vot punctul 3. Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul serviciului de alimentare cu apă de canalizare la contractul de legare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 556 pe 2006 din 29 august 2010. Inițiator, primarul comunii. Aici, deci, ADIVA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, a venit cu propuneri vis-a-vis de modificarea acestui regulament, ca urmare a modificărilor aduse prin legea 224, se modifică atât regulamentul, pentru că au intervenit foarte multe obligații din partea furnizorului de acestui serviciu, și se modifică și modelul de contract care se va încheia atât cu persoanele fizice, cât și cu persoanele juridice. Toate sunt reglementate prin lege, nimic altceva în plus. În plus e pentru ei. Noi că noi trebuie ca să aprobăm atâta timp cât suntem membri ai asociației și acționari la CRAU. Deci toate ATE-urile vor aproba, adică vor aproba, trebuie să le spun atenție, o și el. Le spun la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pe unele servicii publice de limitare cu apă și de canalizare. Inițiator, primarul comunei. Așa cum se știe, deci un atribut al Consiliului Local este nu numai de a aproba tariful la care se furnizează apa potabilă, cât și canalizarea, dar și a celorlalte servicii adiacente la așa ceva. Iar ca și în partea cealaltă, atât timp cât noi suntem acționari al CRAB-ului și partea noi suntem membri ai ADIS-ului, asta trebuie să aprobate tot de către Consiliul Local. Cum ați văzut și acolo, este vorba de montarea de apometri, montarea de vane, de colmatări, de canalizări, de absolut tot. Intervenții care trebuie să făcute. Supunem la vot punctul numărul 5. Cine este pentru? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Sânduleni pentru ședința adunării generale acționarilor a SECE, Compania Regională de Apă Bacău-SA, din 3-11-2021. Inițiator, primarul comun. Așa cum dacă aceste două hotărâri vis-a-vis de modificarea regulamentului și a tarifelor, cum v-am mai explicat, fiind acționari în Compania Regională de Apă, deci CRAB Bacău, atunci, deci, reprezentantul legal în persoana domnului primar trebuie ca să iasă și voteze. Dar în baza mandatului dat de către Consiliul Local. Supunem la vot punctul numărul 6. Cine este? Punctul 7 diverse. Nu sunt. Nu sunt. Nu sunt.